Bună, Teodora, Psalmii, capitolul 53. Sunt Da. curios. Da, se numește nebunia nelegiuiților și judecata lui Dumnezeu. Socotește nebunul în gândul său. Nu este Dumnezeu. Stricăciune este viața lor, rătăcire este fiecare faptă a lor. Nu este niciunul care să facă binele. Dumnezeu din cerul privește la fiii oamenilor, ca să vadă de ce se mai află vreun înțelept. De se mai află, scuze, un înțelept, vreun înțelept, vreunul care să caute pe Dumnezeu. Dar toți cu toții s-au abătut, la oaltă s-au stricat. Nu mai este niciunul care să facă binele, nici măcar unul singur. Păi Dumnezeu e și ateul, nu? Da. Ce? Nu există nicio rătăcire. Am pățit. Da, și care se fac, adică cei care cred în Dumnezeu fac binele, iar alți care nu cred nu fac binele. Eu cred Păi că cred că această tu... învățătură nu există în lume. Cred că o să fii șocați toți. Păi sunt foarte mulți atei care dăruiesc și se înfrânează mult mai mult. Sigur că da. Și nu te văd greșit. Păi sunt mai Nu. credincioși decât credincioși. Nu te Nu, văd. aș accepta orice posibilitate. Ăla e credincios, că acceptă orice posibilitate. Ești musulman bine, ești creștin bine, Da. ești, nu știu, bărbaște te crezi, femeie bine. Și tot așa, n-au Și treabă. culmea, cei care zic că sunt credincioși, dar mai noi sunt cei mai necredincioși. Da. Pentru că nu te acceptă așa cum ești. Te împarte în păcat, nepăcat, drept, nedrept. Ce societate pe dos. Pe dos, e total invers. Da. Dar asta este fantastic, au știut cum să ne lucreze. Astăzi am făcut o emisiune cu Simona unde spunea că stăpânii lumii le-au prelucrat și la cuvinte. Cuvintele sunt proprietatea lor. Deci noi lucrăm cu conceptele gândite de către ei și ajungem la concluziile pe care ni le-au pregătit ei. Noi nici nu știm că ar putea să existe o altă lume liberă. Da, vedeți cum au creat lumea aceasta, că ei au creat libertatea în sensul invers, în sensul de înrobire. Da, Deci da. libertatea au creat-o ca sub formă de spre materie, nu? Da, au A, pus dacă materia. ai nu știu câte case și nu știu câte mașini și nu știu așa, ești liber și poți face ce vrei și ai toți banii din lume și poți să te duci oriunde. Deci au venit pe invers. Libertatea e înțeleasă greșit. Pe dacă spui la oameni, măi, tu trebuie să fii rob ca să fii liber. Ca să trăiești ca suflet pe pământ, nu ca și corp, că nu ești Da, corp. aia Ei se este. șochează. Da, exact, e șocant. Adică e pe invers, dacă se promovează tocmai inversul la adevăr, cum ar veni. Da. În momentul în care punem materie, deci corpul când e pus pe primul plan, materia pe primul plan, egoul este mai presus de toate. Și atunci chemăm singuri necazurile spre noi ca să ne ducă în neutralitate, în iubire. Și tot Da. timpul trăim o viață nefericită. Așteptând ca exteriorul să ne facă fericiți sau așteptând ca să obținem ceva mai bun din afară, ceea ce nu se poate pentru că exteriorul doar ne ia din viață și nu ne dă nimic. Deci trăim efectiv, e o nebunie, e o sinucidere. Așa este. Așa este. E totul pe dos. Noi, îți dai seama, când se uită la noi, am impresia că parcă vorbim păsărește, o altă limbă. Nu? Parcă suntem extraterestri, veniți din altă lume. Nu Da, înțelege nimeni nimic. e ușor dacă practică mai mulți din cheile școlii iubirii, tot la fel o să ajungă la aceleași concluzii. Concluzii, da. Ele... Indiferent prin câte, pentru că asta este momentul în care se intră în lucrul acesta, Dumnezeu face în așa fel încât să iasă la Îți suprafață. dă tainele, ți le arată. Da, te le arată și tainele și ți arată și interiorul tău ca să-l lucrezi. Sigur. Și cu cât înaintezi în învățătură, cu atât îți cere mai multă restrângere. Da, și pericolul pentru ei este să nu descoperi cine ești tu cu adevărat și din cauza asta să fie ocupat tot timpul cu a lupta, a câștiga ceva din afară cu lumea aceasta, adică tot spațiul tău Materia. și timpul tău e ocupat de materie. Nici nu avem habar că suntem un suflet. Da. Oare așa un exercițiu să-l facem? Să numărăm câteva secunde pe zi în care le dăruim total lui Dumnezeu.
Să vedem ce se întâmplă. Ce zice aici? Ia să vedem. Oare nu mai au nici o pricepere toți care făptuiesc fără de legea, care mănâncă pe poporul meu precum ar mânca pâine și de numele lui Dumnezeu nu pomenesc? Fără de lege. Da. Dar să știi că e foarte avansată această teorie din școala iubirii, pentru că este și relaxantă și îți dă și posibilitatea să nu mai împarți, deci să nu mai vezi rău în lume. Și dacă nu mai vezi rău în lume și nu mai numești pe Dumnezeu rău, aceea este cea mai mare fericire posibilă. Deci ei când împart, e ca și când ar vrea să niciodată să nu-L atingi pe Dumnezeu, niciodată să nu vezi frumusețea acestei lumi, deci ei te închid de fapt într-o închisoare al nefericirii. O închisoare întunecată. Ne aruncă în iad, ăsta e iadul. Păi da, e iad, acum vreau să zic. Așa se intră în iad, prin împărțire. Se trăiește iadul de aici și atunci când ne ducem dincolo, unde să ne ducem dacă noi l-am trăit aici? Da. Dacă toată viața noastră ne-a fost un iad, unde? Cum să... Da. Și scrie pe carte, scrie scriptură. Da, te duce în iad. Eu înțeleg că scrie scriptură, dar Nu știu, unde? mie psalmii ăștia, nu știu ce părere aveți dumneavoastră, dar mie mi se pare că au fost scriși mult mai târziu. Da, tot așa. Și eu am aceeași părere. Mult mai târziu și cu ură. Da. Păi, dar Au gândit nu să prea se dească ură. leagă așa cu... Adică, ei se numesc psalmii lui David, dar când i-am citit povestea și cum vorbea el, păi avea o dragoste nemăsurată față de Dumnezeu, era atât de îndrăgostit de Dumnezeu, pe păi nu se leagă cu ce zice pe aici. Exact, nu se leagă deloc. Nu prea... Mi Dintr-o se poate. dată, așa, de la iubirea aia așa nemărginită la... O ură așa, toată lumea e rea, numai totul e rău. Nu știu dacă am găsit un verset, foarte puțin, un psalm, foarte, foarte puțin am Am găsit. găsit două versete bune. Da, două, da, exact. Atunci ei se vor cutremura înspăimântați, fără să aibă cuvânt de spaimă, căci Dumnezeu va risipi oasele celui ce ridică tabăra în jurul tău. Blestem I-ai asta. rușinat pe ei, fiindcă Dumnezeu i-a lepădat. Ia. Îl vede pe Dumnezeu greșit. Asta e blestem. Blestem al omului, îl blestemă pe Dumnezeu. Dar e fin făcut, foarte fin. Oamenii nu-și dau seama. Ei cu ego-ul lor se văd victime, știi? Și probabil ca și tine când te-ai rugat 14 ore, nu cu patos acolo, știi? Și se Da. dispare răul din viața mea. Nu? Da. Da. Totuși, și sunt convinsă că și cei care ne ascultă, și cei care încă merg la biserică și ne ascultă, știu ceea ce zic eu acum. Eu când mă rugam cu psalmii și ei dacă se roagă încă, sufletul simte că nu... Simți în interior, pe ceva pe interior e inexplicabil Nu e în regulă. că nu e în regulă, da, simți că ce sunt cu blestemele astea și cu răutatea asta aici. Deci, cumva se simte, da? Da. O, de-ar veni din Sion mântuirea lui Israel. Când Dumnezeu va întoarce din robie pe poporul său, atunci va tresălta Iacob, atunci bucura se va Israel. Cinci Cel prigonit cere ajutorul lui Dumnezeu împotriva dușmanilor săi. Da. Când au venit zifiții și au zis lui Saul: oare tu nu știi că David este ascuns la noi? Dumnezeule, într-un numele tău mântuiește-mă și cu puterea ta fă-mi dreptate. Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea, ia aminte la graiurile gurii mele, mele, mea. Căci străinii trufași s-au ridicat împotriva mea și oamenii silnici umblă să-mi ridice viața. Ei nu pun pe Dumnezeu în fața lor, Sela. Iată, Dumnezeu este ajutorul meu. Domnul este cel ce sprijină viața mea. Întoarce răul asupra vrăjmașilor mei, într-o credincioșia ta nimicește-i.
Din toată inima îți voi aduce jertfă, preamării voi, Doamne, numele Tău cel bun, căci Domnul mă izbăvește din toată strâmtoarea și ochii mei privesc la potrivnicii mei înfrânați. Înfrânți. Înfrânți. Uite, îmi dau seama de un lucru. Dacă nu ar împărți, n-ar exista dușmani. Dacă nu există dușmani, nu poate să există un Dumnezeu la care să te rogi să vină, un mântuitor care să vină să te salveze. Deci din cauza asta a apărut necesitatea împărțirii. Deci în modul acesta a apărut credința în forma aceasta, a apărut biserica, instituțiile și mai departe. Numai prin împărțire. Împărțirea a generat conflictul, suferința, lupta și așteptarea ca ceva din afară să vină să te salveze. Deci a creat lumea aceasta nebună, plină de conflicte. Și pentru om este un mare dezavantaj, pentru că o viață întreagă el stă să aștepte ca cineva să salveze și trăiește într-o stare de nemulțumire și nefericire continuă. Pentru că dacă tot timpul vede dușman peste tot, asta nu-i nefericire? Bă, dar e iad. E iadul ăsta, da. Păi trăiești într-o continuă frică, într-o continuă nemulțumire. Păi ce e asta? Nu e iad? Da. Când Dumnezeu tot a lăsat tot atât de perfect. Și ideea este că oricum dușmanii ăștia sunt creați unii pentru only. Numai Ai numai văzut? pentru ego. Ai văzut Numai pentru ego. ce metodă a folosit? A folosit metoda etichetării negative a exteriorului. Deci exteriorul, vrășmașul, omul din fața noastră este rău. Când l-a etichetat că este rău, a intrat suferința în lume, pentru că nu poate fi Dumnezeu numit rău. Deci omul din față fiind divin, nu poate fi numit rău. Deci este o blasfemie, este un atac la creatorul Universului. În momentul în care zici că apără, Doamne, de vrășmași, de fapt, ai creat vrășmașul. Dacă e numit vrășmaș, ai creat vrășmașul. Păi nu știu, oare putem să numim vrășmaș dacă ego-ul ăla e la minimum, așa, ca să zic? Nu există. Dacă numai ai Nu. ego, nu poți să Scrie numești și spune vrășmaș. că străinii trufași. Deci Nu poți. acolo numește pe cineva trufaș, este clar că se absolutizează smerenia aici, nu? Se respinge mândria că o vede la exterior. Și dacă noi o vedem la exterior, în interiorul nostru, de fapt, nu? Și s-au ridicat împotriva mea. Și oameni silnici umblă să-mi ridice viața. Deci, aici spune foarte clar, din ego vorbește. Adică împotriva cui? Că Dumnezeu, sufletul acceptă tot ceea ce vine din față. Nu o să zică niciodată că se ridică cineva împotriva mea și că îmi ridică viața. Oricum, sufletul e veșnic. Deci, ego-ul aici... Fii atent, în momentul în care numește că ceva e vrășmaș, ego-ul se întărește. Deci este, vrășmașul este ego-ul. În același timp, ego-ul vrășmașul este și suferința. Deci toate, în momentul în care noi punem etichetă negativă la o perfecțiune care este iubire, că Dumnezeu tot ce face este iubire și perfect, când punem etichetă negativă, noi creăm suferința acolo unde ea nu există. Ne creăm dușmani acolo unde nu există. Doar prin faptul că am spus că acela, am pus etichetă că este dușman și l-am creat. Da. Deci dacă noi n-am zice că ceva este rău, atunci nu ar exista rău. Ca să existe, trebuie să-l definesc că nu este bine, că este greșit, că nu este în ordine și să pun etichetă negativă pe el, să-i spun vrășmaș, dușman, nepriceput. Deci în momentul în care practic noi Ăla e. facem, punem o etichetă și facem ceva aproape perfect, creăm din față ceva care să ne demonstreze că totul e perfect. Deci când punem etichetă Creăm negativă, noi ego-ul. creăm negativitatea în viață. Adică o creăm vrăjmaș. Când zice că omul acela e vrăjmaș, l-am creat. Deci el înainte de a pune eticheta, el era un om normal. Și se purta cu noi normal. Dar după ce am pus eticheta, a nebunit. Și noi cu el. Da. Deci aici am vrut să scot în evidență momentul în care lumea schimbă sensul și înnebunește, este momentul în care noi punem etichetă negativă la ceea ce este iubire. Noi spunem iubirii, spunem că e rea. Da? Și atunci ea devine rea. Da. Da.
Îi spunem omului că e vrăjmaș și el devine vrăjmaș. Ce tare! Deci atenție ce definiții dai și ce etichete pui, că vei crea realitate. Realitate de care vei suferi după aceea. Dacă pui etichete negative. Deci îți dai seama, totul se reduce, ca să fim fericiți în viață, să nu spunem niciodată, dar niciodată că ceva nu e ordine, că nu e bine, că e greșit, că nu e drept. Niciodată. Că nu se poate. Deci se reduce, fericirea se reduce la situația în care noi să vedem că totul este bine și corect în fiecare clipă și divin în fiecare clipă. Și dacă zicem așa, este rău, nu poate să ne vine constrângător, pentru că dacă nu l-am definit eu că este rău, el nu poate să fie rău. Ce tare! Deci totul depinde de mine. Deci omul din față nu te poate înșela, nu te poate agresa, nu-ți poate face niciun rău dacă tu nu îi pui etichetă negativă. Dar dacă îi spui că e vrășmașul tău și dușmanul tău, a devenit dușman. Tare. Deci asta înseamnă că noi mânuim energie extraordinară. Și stăpânii la lume ne-au mânuit prin definiții. Ei aici nu fac decât altceva, ne programează. Ne programează tot timpul că tot ce este în exterior sunt oameni care zbor rău, da? Și că Da. trebuie să lupți cu ei, să-i omori, să-i scoți din univers. Da. E un discurs de ură. Și ura asta este pe Dumnezeu, pentru că omul din fața noastră e chiar creatorul Universului. Că dacă își dăm masca jos, îl vedem pe el. Deci este un atac la divinitate extraordinar, scrie psalm. Te mai și pune să-l citești toată ziua. Trebuie să înțelegem că aceste scripturi au fost făcute de stăpânii la lume, care sunt aceia stăpâni și acum. Ei cunosc lucrurile astea, că de mii de ani le-au învățat, le-au studiat la măsuță și niciodată, dar niciodată în viața lor nu să-ți dea adevărul. Întotdeauna îți vorbi în frânturi de adevăr foarte mici pe care să nu le poți niciodată aplica și prin efecte care nu vor duce niciodată la un rezultat practic, adică nu te pot determina să faci o schimbare în viața ta. Deci întotdeauna le vor duce împotriva noastră. Deci toate scripturile sunt scrise împotriva noastră. Da. Așa este. Nu mai vorbesc de faptul că în momentul în care pui un om mai presus decât toți, asta este mișcarea, a apărut scindarea, ne-au scindat, ne-au divizat. Și întotdeauna îl vom vedea pe cel din fața noastră ca dușmanul nostru și vom lupta cu el. Vom pune materia pe primul plan, vom alerga după lucruri, după cai vers pe pereți, în condițiile în care materia fiind secundară doar ne ia din viață. Deci n-avem ce căuta în afară, fericirea nu ne este dată din afară, ea este natura noastră și pornește din interior. Invers, când nu mai vrei exteriorul și nu mai aștepți ceva, un mântuitor din afară ca să te vindece, atunci pornește fericirea din tine, e natura ta, era acolo, te aștepta, dar nu-i dă voie să se ridice. Pentru că atunci când căutăm în exterior fericirea, o blocăm în interior. Problema este că s-a creat ideea asta cu Mântuitorul în toate religiile, oricum, nu doar ca Da, să erau 15 pe liberi. timpul lui Exact, acela. dar e doar pe partea asta polarizată de bine, de vindecare, de minuni. Ori Dumnezeu ne salvează în fiecare zi când vine cineva și ne scade orgoliu. Aia e adevărata salvare, practic. Corect, când îți distruge orgoliu, când vine Aia e, nefericirea. nu când vine și te salvează de și te vindecă de nu știu ce Da, și da, face nu da. știu ce minune și îți mai dă Aia trei este salvarea. case și cinci Necazul, mașini. neplăcerea e salvarea, corect. Da. Boala e salvarea. Da. Fantastic. Dar total pe dos gândim. Total pe dos. Da. Să vedem și la 55 ce ne zice. Rugăciune pentru stârpirea celor vânzători. Au stârpire. Stârpire, da. Parcă sunt dăunători. Pleacă urechea, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te feri de cererea mea. Ia aminte și mă auzi, că-ți rătăcesc plin de grijă și aiurit, de strigătul vrăjmașilor mei și de strâmtorarea în care mă țin cei fără de lege, căci ei prăvălesc asupra mea nenorocire și mă prigonesc plin de mânie. Deci, după cum ai spus tu înainte, nenorocirea aceasta este vindecarea, nu? Da. Și noi ne plângem de vindecarea divină.
Păi și aici ai văicărire de ego, că își rătăcesc plin de grijă și ai ritm, măcar nu minte, nu poate să minte ego aici, că așa este. Așa rătăcește plin. Dar ce cere el ca să ne salveze Dumnezeu de el însuși? Nu înțeleg. Că dacă Dumnezeu ne-a dat această vindecare prin vrășmași, prin strâmtorare, prin prigoniri, prin nenorociri, asta sunt vindecare. Ce să mai cer altceva? Să ni le scoată? Adică să scoată vindecarea? Păi nu poate. Nu, dar ego-ul asta face, nu acționează pe invers. El, de fapt, vrea durerea, dar zice pe invers. Se roagă și se văicărește, se victimizează, nu? Da, și de fapt vrea durere. Da, exact. Și se roagă, începe să se roage. Doamne! Dăm, Doamne, durere cât mai mare, cât mai multă suferință. Că dacă am scos nenorociți ăștia, mă omoară pe mine. Da, uite, mai departe zice, inima mea se zbate în pieptul meu și spaima morții a căzut peste mine. Deci, iară, e foarte absolutizarea vieții, iară, deci, de la un psalm la altul. În ambii psalmi au fost aici. Spaima morții a căzut peste mine. Avea frică de moarte. Că pentru frica de moarte au venit din față ca să eu... Frică și cu tremur mă cuprind, și fior de groază mă străbat. Da. Și zic, o, de-aș avea aripi ca porumbielul, aș bura și mi-aș găsi un sălaș. Cu adevărat aș fugi departe ca să-mi petrec viața în pustie, Sela. M-aș grăbi mai repede ca vântul, mai iute ca furtuna, să caut un loc de scăpare. Sfărâmă-i, Doamne, dezbină limbile lor, căci văd silnicie și împerechere în cetate. De fapt, dacă spunem că egoul cere sfărâmă-i, Doamne, adică pe egoul vrea să se salveze de toate aceste silnicie, de această suferință care o produce Dumnezeu. E ca și când iar cerul Dumnezeu, te rog, nu mai mă chinui atâta. Dar culmea este că el vrea să se chinuiască, ca să obțină durere. Dacă cel din față e Dumnezeu, cum să ne rugăm să-i sfărâme? Nu știu. Numai E dacă foarte. spunem că în locul egoului punem pe Dumnezeu. Dumnezeu se roagă la Dumnezeu să fie ridicată silnicia. Nu înțeleg. Oricum e bine și așa. Da, e perfect. Nu, trebuie multă ură să poți să spui sfărâmă-i. Da. Făi mici fărâme, nu? Adică Sau e... stârpește-l, stârpește-l. Da, să nu mai rămână nimic din ei. Ca și asta înseamnă sfărâma, nu? Da. Zi și Adică de noapte. Dumnezeu care vine spre mine printr-o silnicie, printr-un necaz. Da, Să exact. sfărâm pe Dumnezeu, ce a nebunit? El pe el însuși se poate? Da. E o confuzie totală în capul omului ăsta. Prăpădul. Nu știu dacă o să reușim să scoatem 5 versete din toți psalmii ăștia care să... Păi două am scos și noi. Da. Mai vedem dacă mai găsim 3. Prăpăd. Dumnezeu ne aduce prăpăd. Da. Zi și noapte fac de strajă pe zidurile ei, dar înăuntru este stricăciune și o obișduire. Da. Stricăciune, obișduire. Stricăciunea lui Dumnezeu îi spune că e stricat. Ca la carte, nu? Cu diavolul ce zice? Că e greșit Dumnezeu, că e stricat. Și Da. noi repetăm cuvântul diavolului aici când citim psalmi. Acuzația diavolului la adresa lui Dumnezeu. Că tu, Doamne, faci numai stricăciuni, dezbin, silnicie. Te mâni împotriva mea, prăvălești în lorociri, ești vrășmasul meu, mă bagi în strâmtoare, îmi dai griji.
Fantastic. Da. E blestem. Vedeți cum lucrează, că te face să respingi lucrurile astea și să-ți fie și mai mare frică de moarte când le citești. Da, și să urăști pe Dumnezeu. Da. Să-L urăști. Te crește ego-ul, este clar că te diabolizează, că asta vreau să zic. Da, dar E... nu zic ei că suntem neoameni, că dacă noi nu înțelegem ce ne fac ei, cum suntem noi? Proști, cum suntem? Că nu înțelegem. Nu știu, cred că de fiecare dată când omenirea a început să-și dea seama de lucrurile acestea, s-a făcut resetare. Dar s-a și ajuns la Fantastic! întâmplare. Ce bine spui tu! Ce bine! Deci faptul că a apărut școala iubirii în momentul acesta și această înțelegere coincide cu marea resetare. Resetarea. O să vedem cum o să, ce o să rămână. Oricum, Dumnezeu decide până la urmă. El lucrează cu toate. N-au lăsat, nu? De fiecare dată. Vorbim aici de 10.000 de ani vechime, poate cel puțin. Și de fiecare dată s-au dat resetări. Și la fel au lucrat de fiecare dată. Au creat un personaj, au creat mai multe religii, au creat zeități feminine la un moment dat sau au început să pună femeia pe primul loc și au așa au lucrat de fiecare dată. E repetitivă treaba. Și când omenirea începe încet să-și dea seama, se ajunge la un punct de un maxim în care toată lumea e doar înspre materie și începe atunci sufletul oricum. Nu? Cheamă forțele cerului, face și atunci se primește din fața anumite cum să le zic, strâmtorări, că așa vine, care restrâng și încep anumiți oameni să manifeste ființa divină și atunci se face câte o resetare din asta, că nu le convine. Da. Prăpădul este prăpăd. Iar în Îmi piață place ei cuvântul ăsta. Îi nu spune lui se Dumnezeu, curgă. prăpăd aduci. Prăpăd Da. faci în viața noastră. Ce tare! Iar din piața ei nu se curmă apăsarea și viclenia. Viclenie. Viclenie. Iule, tu notezi, pentru că astea sunt respingerile și absolutizările de aici suntem pe ce suntem noi înfăptuiți și le notez și poate la sfârșit să le scriem toate pe grup, poate le lucrăm cu toții în grup Da. cu unirea opuselor. Sunt de fapt gândurile noastre acuzatoare, așa sunt. Astea sunt cuvintele noastre. Așa gândim noi despre oameni. Cum gândește El despre Dumnezeu. Treisprezece. Da, căci dacă un vrăjmaș m-ar face de ocară, aș suferi. Iar dacă un potrivnic s-ar ridica semeț împotriva mea, m-aș ascunde de el. Dar nu e vorba de ei, ci de tine, om, de potriva mea, prietenul meu și credinciosul meu, cu care purtam o prietenie de dragi, de stăinuiri și în mijlocul cetelor însuflețite pășeam în casa Domnului. Ajungă-i fără de veste moartea, pogoare de vii în împărăția morții. Mamă, ce blestem! Da, nasol. Căci numai răutate este în sălașele lor și în inima lor. E ură pe Dumnezeu. Fantastic. Pe omul nostru, omul din fața noastră, pe Dumnezeu. Deci ascund foarte bine că soare de iubire în fiecare din noi. Ăsta este lucru fundamental, că dacă noi am înțelege că Divinul peste tot, peste tot și este și rău și bine, nu mai putea să luptăm și nu mai putem să urâm. Dacă nu mai putem să urăm, nu mai există stăpâna lumii. Deci cei ca să existe trebuie să ne scindeze, să ne divizeze și să ne determine să vedem pe aproape nostru ca dușman, ca să luptăm cu el. Atunci ei iau puterea, noi luptăm între noi și nu putem să iubim. Deci ei au trebuit să oprească iubirea. Adică să nu ne unim între noi, că noi ne unim numai în iubire. Iar iubirea înseamnă să unești contrariile. Dacă unești contrariile, atunci iubești.
Dacă nu ești scindat, dacă nu ești împărțit, dacă nu vezi lucrurile polarizat, iubește. Iar dacă iubești, ei nu mai există. Deci arma noastră, cea mai mare în mâna noastră, este iubirea. Adică unirea contabilă. Să nu vedem pe Dumnezeu rău. Adică să vedem pe Dumnezeu peste tot. Ăsta este lucrul care l-au blocat. Și știi ce Da. au zis? Asta e panteism. Deci dacă îl vezi pe Da, Dumnezeu peste tot, este panteism. da. Da, și dat o definiție. Să nu cumva să e și interzisă de e interzisă nu de anumite religii. E Exact. interzis panteismul. Să-l vezi pe Dumnezeu peste tot, e interzis. Da. Da, că nu se poate. Că aia n-are suflet, că aia n-are suflare, că aia n-are nu Păi știu ce. uite, părintele Cleopa și părintele Arsenie Papacioc spuneau așa, că numai ortodoxii se mântuiesc. Păi când ai zis chestia Oh. asta, ce se întâmplă cu ceilalți? Păi știi ce au făcut? S-au autoblestemat. Și știi unde a ajuns? În lumea lui Ilie Ceală. Amândoi, pe o propoziție. O singură, că e o propoziție de ură. E o propoziție de ură la adresa unor popoare de miliarde de locuitori. De miliarde. Păi e groaznic. O să stea la reeducare acolo. În lumea lui Ilie Ceară. Nu se poate Nu spune discurs de putem. ură, n-are rost. Se promovează lucrul acesta în ortodoxie, pentru că și eu spuneam la fel când eram foarte dogmatic. Deci se promovează, se spune asta. Foarte des. Sunt puțini preoți și am și exemple care zic că, despre exemplu, Constantin Necula a primit o întrebare de genul acesta la o conferință. L-a bufnit râsul și a zis, sunt toți cineva de acolo să ne zică că numai ortodoxi sunt nu știu care cameră din rai. Stați cu mine, zice. Zic să faceți ce aveți de făcut și să nu vă mai gândiți la astea. Deci mai sunt, dar nu știu dacă li se permite foarte mult să spună și cei care vor să o spună. Pentru că și instituția asta, ca biserică, are anumite și foarte mulți sunt masoni, ca să nu mai dăm la întoarcere. Foarte, de gradul 33. Deci au o legătură cumva, că cei de gradul cel mai înalt au cumva o legătură cu și cu stăpânii la lume și așa mai departe, că de-aia au gradul ăla, știu mai multe. Știu foarte bine cum se mișcă energiile și ce pot să facă, cum poate să schimbe anumite lucruri. Deci. Da. Dar eu strig către Dumnezeu și Domnul mă va mântui. Păi e clar, uite, cerem mereu mântuirea din afară dacă și punem etichete pe afară și nu ne uităm la interiorul nostru. Atunci vrem să ne mântuim. Că abia atunci ne e frică de moarte. Dacă nu, nu mai există. Adică nu mai există dorința asta de mântuire și de a avea un salvator și de a crede că îți trebuie o certitudine că tu ești veșnic. Că, de fapt, mântuirea asta, ideea asta de mântuire, asta este, pe asta se bazează. Dă ego-ului ideea că poate trăi veșnic. Și de fapt ce face? Doar îl antrenează, îl mărește. Noi suntem deja veșnici, pe dacă suflet, la ce îmi trebuie mântuire? Nu? Teodora, suferințele acestea, necazurile, ăsta sunt mântuirea. Da, sunt de fapt salvarea, dar aici vedeți că se Ce pune vrea să le prioritatea. scoată. Omul Da. zice că mântuirea e să nu le ai pe ăstea. Păi Da. ăstea sunt vindecarea. Da, se Eu pune tot... conotația cealaltă, adică mântuirea Doamne, pe e, dos. da, e fix pe invers. Trăim în antilume. Da. Vai, ce bun e cuvântul cu Știi, antilume. da, deci porniște de la ideea că fiecare din oamenii vor, de fapt, o plăcere, o conservare a unor situații de viață liniștite, bune și mai departe. Și neplăcerea, el fuge de neplăcere. Și ei merg în direcția aceasta, că
Doamne, ia-i neplăcerea omului. Când de fapt plăcerea este diabolizare, iar neplăcerea este chiar vindecarea. Adică este lepădarea de satana. Neplăcerile, necazurile sunt lepădarea de Bine, oricum tot e satana. construit pe invers. Iar plăcerile sunt satana. Da, totul este construit pe invers, e incredibil. Da. Dar vorba ta, școala iubirii a apărut exact în momentul resetării. Noi suntem resetarea. La picul aproape cel mai înalt. Da. Că mai e un pic și se ajunge. Un pic, nu mai mult. Da. Probabil că atunci când terminăm, Biblia pornește distrugerea. Vede. Să se roage așa și credincios să nu terminăm așa ușor și de repede să mai aibă timp să se distreze. Oh, asta era important. Asta e important pentru ei. No. No, dar că așa vrea Dumnezeu să se distreze, mă Luați-ne, gândesc. Doamne, greutățile. Nu zic e așa. Ia-ne ispitele. Ia-ne suferințe. Ia-l pe ăsta care mă chinuiește. Aruncă-l în iad. Cum zice aici? Că mi-a plăcut. Cum a zis? Să Pogoare de vii în vii împărăția împărăția morții. morții. Căci numai răutate este în sălașele lor și în inima lor. Deci îi dorește efectiv ca sufletele lor să Îi fie dorește moartea distruse. lui Dumnezeu. Da. Că incredibil. Da, e chiar foarte nouă. Școala iubirii e ceva. Eu cred că nu aparține acestei lumi și e pentru o altă epocă care o să urmeze peste sute de ani. Oamenii nu o să accepte lucrurile astea acum. Decât cei care au suferit. În mod normal, suntem câteva mii care ascultă, nu știu câți practică, dar sunt foarte mulți și care ascultă și practică și nu sunt oricum în școala iubirii. Deci, dacă ne mulțim și fiecare de noi nu avem posibilitatea să schimbăm realitatea pe 10 km, și cum se spunea, nu 10% din populație ar trebui. 10%, da. Dar atâta o să scadă populația până când o să rămânem, cred că 10%, o să fim 10% din populație care și o să se schimbe. Uite, te rog frumos, să-ți trimit un... În limba engleză, citește tu în engleză, că tu citești bine în engleză. Îmi dai voie? Da. Deci, ce zice Klaus în ultima lui carte? Ia citește ce zice aici. At least 4 billion... At least 4 billion useless eaters shall be eliminated by the year 2050 by means of limited wars, organized epidemics of fatal reproducing diseases and starvation. Da. Deci o să fie eliminați 4 miliarde de oameni useless eaters, adică cei care mănâncă prea mult, prin organizare de epidemii și Războaie. boli și starvation, adică foamete și Foamete. limbi și, da, și războaie. Până în anul 2050. Da. Deci exact cum suntem, cum spunem noi. Da. Energy, food and water shall be kept at subsistence levels for non-elite, starting with the white population of Western Europe and North America and then spreading to other races. Deci energia, mâncarea și apa vor fi menținute la nivele minime Minime, pentru da. cei care sunt non-elită, începând cu populația albă din Europa de vest și America de nord. Păi aici este, în astea două, e nivelul de trai foarte ridicat, adică e materia pusă pe primul loc foarte, Deci foarte. Teodora vine în România. Că ăștia au de gând să vă extermine. Uite, ăsta e Da. programul lor. Mai Da. The population of Canada, Western Europe and United States will be decimated more rapidly than no other continents until the world's population reaches a manageable level of 1 billion, of which 500 million will consist of Chinese and Japanese races selected because they are people who have been regimented for centuries and who are accustomed to obeying authority without question.
Deci mai este un motiv pentru care vor să decimeze populația din America, Canada și Europa De vest. de vest, Așa. da, Mai rapid decât în alte țări. până când o să rămână populația globului la 1 miliard și mai ales cei care rămân vor rămâne chinezii și japonezii, nu? Da. Pentru că ei au un regiment for centuries and who are Au fost accustomed. regimentați de Da, secole. și respectă autoritatea fără întrebare. Da. Deci, de asemenea, nu le place că se răzvrătesc. Mai departe, from time to time. There shall be artificially contrived food and water shortages and medical care to remind the masses that their very existence depends on the goodwill of the Committee of 300. Da. Da. Ăștia să ia 300 de care știm, dar ăia din spatele la 300 sunt mai puțin. Da. Da, deci din timp în timp vor fi va fi mâncare și apă shortages. Nu va fi suficientă apă și mâncare care În mod asta va fi artificial, indus, adică da, va fi așa indus că vorrei. artificial Da. Totul alea pentru reamintim că maselor. ca oamenii, ca masele de oameni să practic să înțeleagă că ei depinde bunăvoința Comitetului celor comunității 300. 300. Ia mai departe, mai sus, este un semn, eutanasia, for the... For the terminally ill and the aged shall be compulsory. No city shall be larger than a predetermined number as prescribed in the work of Calgary. Essential workers will be moved to other cities in one Give the one. day. No, if the one, yeah. If the one they are in becomes overpopulated. Other non-essential workers will be chosen at random and sent to underpopulated city to fill quotas. Se iasă orașele de 15 minute. Corect. Și va fi eutanasia pentru oamenii foarte bolnavi și pentru cei care sunt foarte în vârstă, va fi făcută, cum îi zice? Va fi curentă. Nu, compulsory înseamnă, adică, Cu forța, trebuie, forțat, trebuie. forțată, da, deci forțată și se vor transporta oameni într-o parte, dar vor face orașele mai mici și nu vor mai exista orașe care vor fi suprapopulate. Ceea ce, deci se mișcă, mai durează oricum câțiva ani, dar spre asta se mișcă. Și să nu uităm că deja sper să zic bine, în Elveția, eutanasia este, se poate alege, parcă în Elveția, nu să ții minte. Poți să mergi în Elveția și să alegi să te eutanasieze. Asta a început de acum, da. Da. Așa se va întâmpla. Și oamenii care se vor simți constrânși și vor înnebuni și vor cere singur să fie eutanasia. Că apare sentimentul ăsta de claustrofobie, că sunt închiși într-o închisoare. Da? Și le ia totul. Deci nu se mai vor pe ce să se sprijine, vor vedea viața fără sens și li se va spune că nu vom mai avea, nu va, nu mai avem nevoie de voi. Li se va repeta tot timpul până te înnebunești. Da. Nu știu dacă să vii aici, să nu vii aici, că noi până în 2023 o să avem jumate din astea. Orașele 15 minute vor fi o realitate. Faptul că ți-a copiii până în 2026, pardon. 2026. Deci în 3 ani de zile lucrurile astea trebuie să fie curente. Inclusiv ID-ul digital. Ei zic că schimbarea buletinului într-un buletin digital, dar e mai mult decât atât. Nu știu dacă dăm, depinde de ce conotație dăm acestui ID digital. Cred că Depinde dacă trebuie. închidem televizorul sau nu. Nu mă la TV de 10 ani, nu știu de când.
Dacă închizi televizorul, nu știi de lucrul ăsta. Nu, nu e, da. Nu știu, că degeaba, adică putem să încercăm să fugim, dar nu o să, noi nu putem să fugim de Dumnezeu, asta este voia Lui. E voia lui, da. Corect. Nu se ajunge aici dacă nu, și până la urmă și cei dacă mor, cine Se poate moare? face ceva, să reușești să Nu. convingi 10% din oameni să se restrângă cel puțin 3 zile, ca Estera. Da. Dacă se poate asta, am scăpat. Facem frânare 3 zile așa. Da. Păi nu Dar știu, poate că o să se ajungă la o strâmtoare atât de mare încât o să fie interesantă școala iubirii. încât o să fie interesat să țină post la 3 zile. Nu știu, vedem. Știe Dumnezeu, planurile lui sunt peste de ani. Nu e că oricum, dacă e de... Este singura soluție, restrângerea, dar nu 3 zile, chiar 10 zile, 10% din populație, ar fi o soluție fantastică. Dacă nu toți, dacă s-ar putea toți, ar fi fantastic. Dacă 8 miliarde de oameni ar ține post 10 zile, se transformă pământul, nu? Da, devine rai. Da, nu mai. Îi mătură pe ăștia. Da, nu mai rămâne nimic. Și 10 la, dacă, oh, dacă 10% poate să schimbe totul, întregul pământ, ce o să facă? Da. O să propulseze pământul în Shangri-La, e Da. clar. În altă dimensiune. Ajunge, ajungem. Hipercivilizație. Da, ajungem în Shangri-La cu toții. În spațiu paralel. Devenim nemuritori. Da, exact. Asta este cer, să știi că se întâmplă. Deci, asta mi s-a întâmplat. Dacă unești contrariile, ești luat, extras, dus în altă dimensiune și mai departe. Ești pitit în lumea de dincolo și nu te mai vede nimeni aici. Și revii Da. înapoi când a dispărut nebunia, dacă mai dispare. Da. Dar trebuie oamenii să înțeleagă că suntem dușmanii stăpânilor, dintotdeauna am fost. Și acum s-au pus pe noi. Clare. Dar în spate este Dumnezeu care ne obligă să ne desprindem de materie, că altfel o pățim. Dar amenințarea este fantastică. Fantastic. Că e pe viață și pe moarte. Ori rămâi lipit de materie și rămâi scindat, ori unești contrariile și te eliberezi. Și totul se face mental. Deci dacă reușești mental să unești opusele, ești liber. Este o închisoare mentală, să știi asta, conceptuală. Ne putem fi liberi oricând, dar trebuie real să te limitezi, să te autolimitezi, să te desprinzi de materie. Și nimeni nu vrea asta. Decât cu forța. Ne obligă Dumnezeu acum să ne limităm. O facem automat. Se va întâmpla în felul următor. Oamenii vor fi obligați. Bun. Se vor limita, nu mai merg cu mașinile, ia proprietățile, nu mai consumă, se închid fabrice, toate lucrurile astea se pot întâmpla repede. Dar atunci ei, limitându-se, li se ridică vălul și le crește puterea sufletului. Crescând puterea sufletului, devin iubire. Devenind iubire, se unesc. Unindu-se în iubire, îi mătură pe aia de sus. Fără să-i atace, fără nimic. Cea mai puternică armă este iubirea. Adică unirea contrariilor. Să nu vezi niciun rău în lume, să-L vezi pe Dumnezeu peste tot, să vezi în rău un mare bine, acesta este soluția. Nu știu. Deci la nivel macro, nu știu că dacă a existat cineva, o personalitate care să spune lucrurile acestea. La nivelul mic, noi existăm, dar pe noi nu ne ascultă nimeni. Dar asta ar fi soluția. Ne ascultă câțiva. 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 Se mărește canalul oricum. Da, încetul. Da. Eu astăzi am întâlnit o doamnă, m-am așezat într-un părculeț și stăteam așa și mă odihneam și a venit o doamnă cu soțul ei la mine și a spus că vă ascult, sunteți domnul Marius, da, vă ascultăm, suntem din Ploiești. Eu am fost chirurg, doctor chirurg, acum pentru că m-au pus să fac avort și chestii din astea am refuzat pentru că sunt de religie catolică și am făcut o a doua facultate de stomatologie și acum am un cabinet particular.
nu știu cât o să ne mai țină. În sfârșit, zicea că luptați în continuare, adică luptați în continuare pentru că ne ajutați în tot ceea ce ne spuneți. E un mare ajutor. Ascultam de dimineață până seara. Seara mă culcam cu dumneavoastră, dimineața mă sculam cu dumneavoastră. Foarte frumos. Da, și sunt mulți care vă ascultă. În altă situație mergeam pe la ASE, pe acolo, și o doamnă nu s-a oprit în fața mea, a trecut pe lângă mine și în mers a zis chiar acest lucru. Luptați în continuare, suntem alături de voi. Frumos? Da, păi, da, e liniștitoare învățătura din școală, e bine. Da. Și un Și, ajutor. da, Bun. și redă libertatea aia de Și care vorbim. speranța, speranță. Nu are un discurs de ură. Îți redă buna dispoziție și încrederea. Oricum Dumnezeu nu vrea să ne omoare, dar ne presează să ne desprindem. La capătul chestia asta, dacă nu vrem să ne desprindem, chiar că e moartea. E adevărat. Da. Dar ne dă șanse până acolo. Ne și pilotează. Hai, hai, că puteți. Nu? Faceți un Da, mic efort. repede, tot încearcă să ne salveze. Da. Asta sunt pe de ce se îngăduie lucrurile acestea, Da. toate care vin. Pentru că știe că asta e o salvare pentru noi. Și să vezi o chestie, în momentul în care noi îi acuzăm pe ăștia care conduc și vedem răi, deci avem un discurs din ăsta de ură pe ei, noi de fapt îi aducem împotriva noastră. Le creștem puterea împotriva noastră. Asta facem. Deci nu se poate lupta cu negativitatea. Negativitatea o întărești când lupți cu ea. Ca să scapi de ea, trebuie să iei inversul. Este exact cum este aciditate și alcalinitate. Aciditatea poate fi anulată doar pe alcalinitate. Minusul poate fi anulat numai de plus. Altfel n-ai cum să faci. Da, Deci trebuie și să ne oprim ele de acuzați. coexistă în același timp. Cum? Ele coexistă în același Păi timp. există, da, în același timp. Deci nu poate fi anulată negativitatea decât prin oprirea definirii că e ceva rău în lume. Deci prin oprirea atacului asupra lui Dumnezeu. Deci dacă vine Dumnezeu cu o negativitate, vine pe ego, vine pe diavol. De ce bine? Trebuie să vezi în tot rău mare bine și asta este o foarte mare eliberare. Da. Totul este bine așa cum este. Ai văzut cât de mult repet aici că sunt vrășmași, că ne prigonesc, nu prăvălesc asupra noastră nenorociri. Deci definește cu cât răutate aruncă vina pe Dumnezeu, nu din față, atât de radical ne face pe noi și atât de puternic va trebui să vină împotriva noastră să ne scadă Dumnezeu. Deci oamenii când citesc psalmii, de fapt, se autoblestemă. Dar într-o formă din aia radicală, că Dumnezeu zice și nu vă voi da voie să vă apărați. Parcă văd că asta înseamnă nouă ordine mondială. Adică va veni și nu te vei apăra. Nu vei putea să te aperi. Este construit pe aceleași principii. Psalmii sunt construiți pe aceleași principii din Noul Testament și pe principiile din Apocalipsă. Deci parcă știau Da, corect. niște lucruri care, deci, se induce frica, se induce lupta, dușmanii și ajutorul și vina pe exterior. Și gata. E același. Gata, am terminat. Da. Unde am rămas? Unde? La 18. Da. Seara și dimineața și în miez de zi plâng și mă tânguiesc și el aude glasul meu. El mă va izbăvi cu pace din lupta pornită împotriva mea, oricât de mulți ar fi dușmanii mei. Numai dușman vede asta. Nu, nu, nu este vorba de David. E un autor anonim care știe ce a făcut acolo și e un colectiv. Da. E un colectiv de autori. De la Măsuță. Dumnezeu mă va auzi și va smeri. El care stă în jilțul dintr-un început, Sela. Pentru că ei nu se schimbă și nu au frică de Dumnezeu.
Deci ce amestec aici de cunoștințe din non-dualitate cu ego-ul care le folosește ca să ia toată energia aia și să îl efectiv decimeze pe Dumnezeu. O ură. Este un Da. discurs de ură pe Dumnezeu. Fiecare din ei întinde mâna împotriva prietenului său și legământul cu el îl pungărește. Lingușirile gurii sunt dulci ca laptele, dar inima lui e plină de război. Cuvintele lui sunt mai lunecoase decât untul de lemn, dar ele sunt săbii ascuțite. Lasă în grija Domnului povara vieții tale și El îți va purta de grijă. Niciodată nu va lăsa să șovăiască pe cel drept. Bun, deci până la niciodată nu va lăsa să șovăiască pe cel drept, lasă în grija Domnului povara vieții tale și El îți va purta de grijă. Adică lăsare de sine, dar după aceea o duce iarăși, o polarizează. Niciodată nu va lăsa să șovăiască pe cel drept. Adică pe ăla nedrept, Dumnezeul de la o parte, n-are ce căuta. Nu-i poartă de grijă lui ăla. Ăla moare, e... Dumnezeu nedrept. E vrea moartea lui Dumnezeu nedrept. Da. Iar tu, Dumnezeule, îi vei prăbuși în fundul prăpastiei. Cei ce varsă sânge și cei desprinși cu vitleșugul nu vor ajunge la jumătatea vieții, ci eu întru tine îmi pun nădejdea mea. Păi nu știu oricum la ce se folosește, că dacă ne gândim la David, David a vărsat sânge, adică vorbește foarte des de, nu? De războaiele care le-a dus și omora cu miile. Nu știu pe cine acuză, că se acuză, nu știu. Din acuză se acuză. Da, nu vor ajunge la jumătatea vieții, ci eu întru tine îmi pun nădejdea mea. Și eu întru tine îmi pun nădejdea mea. Deci sunt vreo două... vreo două versete așa pe aici, care cumva încearcă, ar încerca să spună, dar după aceea sunt adăugate lucruri din lucruri polarizate și efectiv anulează. Eu cred că cel care a scris chestia asta a băut tot timpul ca să poată să fie furios, să fie nemulțumit. Nu, că asta la beție. A scris textul la beție. Că e irațional, ilogic. Doamne. Există și un motiv, poate, pentru care Dumnezeu a lăsat toate lucrurile astea așa, că tot El acționează prin noi toți, nu indiferent cum s-au Da, scris lucrurile. bineînțeles. Ca distrugerea să Îi fie cât mai mare. place, da, îi place jocul ăsta ceva. Zici, mă, hai să vedem câți dintre ei își dau seama. Păi noi nu putem benevol, trebuie să ne distrugem. Da. Eu zic, uite, gata, vă oferim distrugere. Eu încă, noi citim aici, dar eu încă sunt șocată cu cât patos citeam. Da? Și plângeai? Ah, păi era oricum ideea de că sunt foarte păcătoasă și nu merit nimic și e o văicăreală de asta de a ego-ului, ca să ne înțelegem. Cât mai ego poate să spună așa ceva. Bun, îl facem și 56. pe 56, da? Da. Nădejdea în Dumnezeu în vreme de grea cumpănă. Miluiește-mă, Dumnezeule, căci oamenii mă calcă în picioare și în toată vremea supritorii mei bat război cu mine. În toată vremea cei ce mă pândesc caută să mă înghită, căci mulți sunt cei ce mă hărțuiesc cu semeție. Și în ziua temerii eu nădăjduiesc în tine. Dumnezeu îmi va da prilej să preamăresc hotărârea lui. În Dumnezeu îmi pun nădejdea și nu mă tem. Ce ar putea să-mi facă mie omul? Deci el spune, Dumnezeu îmi pune deja și nu mă tem, după care ce ar putea să-mi facă mie omul, după care îi dă în cap. Pentru că aici reiese chestia de superioritate, nu? Da.
și pe asta. Repede. Așa. Zi de zi ei împovărează cărările mele și tot ce pun la cale este numai speroul meu. E foarte bine că speri răul tău, că numai așa te liberezi. Răul este mântuirea. Asta trebuie să înțelegi, că răul, necazul, neplăcerile, durerile, sfăințele, bolile sunt mântuirea. Și omul funge de mântuire. Zice, ia-mi, Doamne, mântuirea asta, că mă doare. Da, mai sunt și, vedeți dumneavoastră, că și în școala iubirii știți cum se practică lucrurile astea? Am mai avut și întrebări și poate chiar și eul acesta din care se mai manifestă așa la mine. A început să mai spună, nu, că dacă practică asta, de ce mi se întâmplă toate astea? Păi da, dar tot ce ai făcut din spate, ce crezi că se întâmplă? Da, îți vine în continuare. Deci mulțumesc că ți le închide Dumnezeu aici și acum. Și în Și că modul nu te ăsta, mai închide da. în trei vieți și cu încă patru generații. Zi, mulțumesc lui Dumnezeu Da, cu că le înțelegi tu acum, recunoștință, da. da, că nu mai ia copilul, nu mai ia nepotul, nu mai ia Da. strănepotul și tot așa. Ce avantaj este pentru tine că nu se mai duceți pe fetiță. Fantastic. Da, adică las acolo că uite, E le cea mai mare închide. comoară ca ei lași fetiței. Nu mai transferi scindarea, diviziunea, Da. divizarea. Da. E chiar cea mai mare comoară. Să nu vezi rău în lume și vinovat, să nu împarți în bine și rău, să nu-l acuzi pe Dumnezeu că este rău, să vezi în rău mare bine, să unești contrariile. Ce mai mare fericire, ce mai mare comoară. Nu cred că este mai mare. De ce? Pentru că generează orice vrei tu în viață. Îți dă sănătate, îți dă fericire, îți dă viață lungă, îți dă tot ce vrei. Îți împlinește dorințele. Asta este Dumnezeu. Vă ascultam într-un binar, cum ați zis că în momentul în care și facem, aplicăm toate lucrurile astea, pe urmă vine Dumnezeu și îți dă tot ce ți-ai dorit vreodată A, și acolo e pe pericolul. urmă crește iar ego-ul. Da, acolo e pericolul cel mare. Iară crește ego-ul, iară vine, iară scade, iară te apuci, iară. Până când cred că și acolo, vedeți că asta e o altă etapă, cred. Da. Adică prima este să se depășească, să știm că suntem ființe divine, unim opusele și tot. Și pe urmă, când știm toate lucrurile astea, Te văd dacă reziști în că foc. nu mai punem botul, cum se De, zice, nu? Că nu mai... să nu cazi din nou. Că nu cădem, da, să refuzăm, să fim... Da. Când ți-e bine, te-ai ridicat și ai plecat. Da. Da. Așa, ce zice? Zi de zi ei împovărează cărările mele și tot ce pun la cale este numai spre răul meu. Da, asta am citit-o foarte bine. Așa, pornesc împotrivă, mă iscodesc, se țin după mine și năzuiesc să-mi ia viața. Mamă, ce faine! Păi nici nu se putea mai bine de atât. Cu nelegirea lor gândesc să scape. Într-o mânia ta, o Dumnezeule, prăbușește popoarele. Aoleu, le vrea moartea. Păi blestem pe popoare, deci blestem pe Dumnezeu. Când se blestemă populații foarte mari, se întoarce împotriva ta cu o forță imensă, blestemul ăla. E foarte periculos. Ce ciudat. De viața mea rătăcitoare ținută-i socoteală. O, strânge lacrimile mele în burdufurile tale. Oare nu sunt ele trecute în cartea ta? Și acum plângeai. Da. Și acum plângeai. Plângeai? Da. Sigur, nu mi-aduc aminte de psalmul ăsta. Dar știu că plângeam foarte mult la psaltire. Eu citeam așa cumva, dar în străfunduri era un alt fel de... Era o văicăreală foarte mare. Cumva parcă căutam cuvintele alea care mă auto-învinovățeau și mă făceau să... Adică făceau, creșteau ego-ul, făceau să se văicărească și să... Uite aici ce zice, oare nu sunt ele trecute în cartea ta? Inclusiv văicărelile. Oare nu sunt ele trecute în cartea ta? Păi da, sunt. Păi sunt. Că tot el, în toate Și fac pozițiile. consecințe. Pentru că numai diavolul se băicărește și se plânge. Da. Sufletul nu se plânge.
Te aduce din față. Și va chema din față suferința pentru niște băicărele. Cedarea, acceptarea, lăsarea de sine schimbă situația. Da. Atunci când, într-adevăr, ne lăsăm în mâna lui, fără să mai... Dar cum ai înțeles tu lucrul acesta, că cedarea, lăsarea de sine, acceptarea schimbă situația de viață? Ai experimentat înainte aceste lucruri și ți-ai dat seama de puterea lor? Sau cum? Păi, Că eu înainte așa mă când... închipui, că ai înțeles numai ceea ce deja ai trăit. Da. Că altfel nu puteai Păi, să-l atunci înțelegi. nu știam. Dar așa Asta lucrează făceai. Divinul cu noi, pentru că Dumnezeu oricum prin, și prin lacrimi și prin lucrurile acestea a scăzut ego-ul. Și atunci a ajuns până la punctul în care a făcut lăsare de sine. Și în momentul acela s-a schimbat situația, a început să se schimbe situația de viață. Dar nu am realizat până când nu am ajuns în școala iubirii. La fel și cu anumite boli pe care le-am avut. Știți că vindecarea a venit în momentul în care am făcut inversare, dar nu știam de lucrul acesta. Fantastic. Da, chiar dacă poate era, nu știu, la un nivel egotic, ca să zic așa, nu? Dar n-am, până când am făcut inversare, nu s-a egalat. Nu s-a terminat. Nu știu, suferința, cred că așa, boala. Dar nu știam lucrurile acestea și cred că toți avem experiențe din astea de viață în care putem să ne amintim că am făcut cedare, lăsare de sine, acceptare la un moment dat și cu asta s-a schimbat. Iar de când cu școala iubirii e mai proeminent. Deci, în momentul în care am cedat, în fața mea, Dumnezeu mi-a arătat, sunt tors, efectiv. Și știți că v-am spus exemplu cu iubitul meu, în momentul în care mi-am dat seama că îl iubesc orice ar fi și am zis, tu ai dreptate, tu ești Dumnezeu primordial, iar eu Dumnezeu supus, tu ești stăpânul meu, iar eu roaba ta. Momentul acela din... Și dacă am De făcut la ce? Iacob, formula de la Iacob. Da, deși el înainte zicea, și dacă am făcut ce, chiar așa cu atitudinea asta, s-a schimbat, s-a uitat la mine, s-a umplut ochii de lacrimi și a zis, te rog, iartă-mă. Și a spus, eu n-am de ce să te iert. Nu sunt nici eu și nici tu vinovat. E foarte bine ce s-a întâmplat. Dar a fost secundă, fracțiune de secundă. Și mai, cred că ar trebui, nu știu, să le scriu, poate. Dacă vrea Dumnezeu prin mine să-și aducă aminte de când sunt în școala iubirii, asta nu este doar una. Sunt mai multe. E mai multe din acestea că să le trimitem la regizor. Da. Da, așa vă face și le și citești. Și am și o întrebare acum. Care crezi că a fost cauza pentru care ai făcut cancer? Păi, e clar că nesupunerea, Răzvrătire. răzvrătire, ura pe Dumnezeu, hai că... Și pe partea bărbătească? Da. Astăzi mă gândeam că femeia, deci majoritatea oricum problemelor și mai ales pe partea asta feminină, pe partea de reproducere feminină, tot ceea ce înseamnă ură pe bărbat se localizează acolo. Da. Pe sân, la sân sau Da. cancer la sân sau cancer la nodul sau cancer genital. Sau cancer genital, da. La mine, să zicem așa, Dumnezeu, bineînțeles că știa, a lăsat-o benignă, tumora. A lăsat-o benignă. Dar durerile și tot ce binecuvântare a fost că vreo Pentru 2 că ani te-a de văzut în zile. viitor că o Da. să poți să te schimbi. A văzut Da. viitorul. Dar o lăsat acolo să scadă ego-ul cu dureri, cu astea. În ultimele 6 luni nici nu mai dormeam noaptea de durere. Și până la urmă, așa, am Și fără zburat. speranțe, îți dai seama, erai fără speranțe. Un chin groaznic ai avut. Da. Păi mergeam pe stradă și era durerea permanentă, dar uneori erau niște cuțite. Cădeam în genunchi. Deci mă supunea, nu? Bum. Da. Hai, Și mai totul o vine dată. de la lipsa supunerii în fața bărbatului. În fața bărbatului. Și știți de unde pleacă la femei? În viața asta, nu știu de dacă... Acum, dacă o luăm de pe generații, putem vorbi de generații. Pentru mine, lucrul acesta e mai puțin important. Mă bucur, oricum, că înaintea mea, femeile au dus la situația asta oricum.
dar pleacă de la relația cu tatăl. Adică? Adică de acolo începe critica și judecata. Și mi-am dat seama că la mine a fost prima dată cu tatăl natural care a murit prea devreme. S-a spart bolovanul oricum în exorcizarea cu Marian, ca să zic așa. În curând o să apară și aceea. Este, cred că, al doilea al meu binar în clasa Iulianei. E acum foarte multă vreme. Dar tocmai am spus Iulianei, te rog să-l pui pe YouTube dacă vrei. Și o să apară cum am, efectiv, s-a spart un bolovan foarte mare acolo. Ai plâns? Da. O, plângeam în Ah, hohote. o rog să-mi-l dea și mie. Da. În hohote am plâns. În hohote. Și totuși v-am spus, simțământul a fost că e lângă mine și prin ochii lui Marian l-am văzut pe tatăl meu. Am văzut ochii tatălui meu, nu l-am mai văzut pe el. Și am avut impresia că e lângă mine și pe urmă am început să... Da, i-am văzut inclusiv aura lui Marian atunci. Așa a vrut Dumnezeu nostru, nu tot timpul, dar când vrea el mai mi-arată așa. Și da, asta una. Și apoi mama mea s-a mai recăsătorit de 2 ori și tot la fel, critică și judecată pe ei. Și de acolo au pornit și cu restul. Adică n-a vrut să se supună, să facă ascultare. Păi am avut critică și judecată pe gen... pe partea bărbătească, indiferent de ce făcea ea. Cumva... Nu știu dacă am preluat și tocmai de asta nici nu vreau să spun, pentru că n-are rost să dau vina pe ea, să zic că am preluat de la ea lucrul acesta. Pentru că dacă am preluat ceva de la ea, era și în mine, este clar. Femeia trebuie să facă ascultare orice ar fi. Da. Asta lipsește. Da. Dacă bărbatul vine la noi cu o cerere care este, pare ciudată, ca să zic așa, nu știu cum să o numesc, e tot din noi. Cel mai bun exemplu este acela când am discutat foarte mult că bărbatul vine să-mi ceară avort. Eu ce să fac? Să fac avort? Trebuie să dau ascultare? Păi trebuie să stai și să te uiți în interior la absolutizarea vieții. Și poate mai sunt vreo două pe acolo, la atașamentul de materie, la cum se simte bărbatul tău neiubit. Da, e adevărat că în anumite situații în care și femeia asta este, cade și cade mult mai des decât bărbatul. La 20% de divin, nu? Da, cade ușor. Cade ușor. Și alea sunt momentele în care trebuie să ne aducem aminte că e din interiorul nostru. Și parcă îl simți, deci mârie într-un hale-go acolo când zice că e din interior. Oh, dar chiar nu face nimic bărbatul ăsta, mă, tu le faci pe toate? Da, numai eu le fac pe toate. Da. Mai departe. Așa, Dumnezeu îmi va da prilej să preamăresc hotărârile Lui. Cu ajutorul Domnului preamări voi hotărârea Lui. În Dumnezeu îmi pun nădejdea și nu mă tem. Ce ar putea să-mi facă mie omul? Încă o dată. Încă o dată. E același verset repetat în doi psalmi separați. Da. Ne cite cum se promovează superioritatea și nu se spune că în omul din fața noastră e Dumnezeu. Ca să denigrăm pe Dumnezeu din fața noastră și să-L facem... Deci ci că noi ne rugăm la Dumnezeu cu psalmii ăștia. Vai! Deci zice, în Dumnezeu îmi pun nădejde, adică așteaptă ca Dumnezeu să îl salveze, când ar putea el să se poartă ca Dumnezeu, ca o ființă divină și nu mai e nevoie să aștepți ceva din afară. Și oricum, dacă nu se poartă ca o ființă divină, el nu are cum să schimbe situația de viață. Că numai așa se schimbă. Da. Deci este o antinomie aici, un atac asupra Creatorului.
Bine făcută, să știi, bine făcută. Da. S-au gândit mult. Sunt curioasă dacă îl mai întâlnim și în alte același, aceleași cuvinte. Da. Dacă îl mai întâlnim, probabil ar fi interesant să ne gândim de ce l-au repetat atât de mult. Da, e a doua oară aici. Prioritatea. Deci este clar că pe sistemul ăsta merge, nu? Cum au pus și pe Isus sau pe Marcul sus, Buddha sau pe da. cine o fi, fiul lui Allah, în fine, Mai că sus, n-are mai pe importanță. jos, da, e același Da. principiu. Ți-o bine minte, Dumnezeule, făgăduințele mele și jertfe de laudă îți voi aduce. Căci tu ai scăpat sufletul meu de moarte, ba și picioarele mele de cădere, ca să merg înaintea lui Dumnezeu într-o lumina celor vii. Aici te scoate pe om, străduința noastră o scoate din funcțiune și nu amintește deloc că ar fi suficient să te porți ca o ființă a cerului și atunci toate situațiile de viață se schimbă conform nivelului tău de iubire și de dăruire. Deci tu dacă nu iubești și nu dăruiești și nu te supui oamenilor, nu faci voia lor și nu le dai libertate totală și nu le dai dreptate și nu ești de acord cu tot ceea ce zic ei, nu-L vei vedea pe Dumnezeu peste tot și atunci nu vei putea să iubești. Deci totul depinde de noi, nu să... Deci toată lumea aici așteaptă o mântuire din afară, de la un Dumnezeu exterior. Deci evită faptul că Dumnezeu este în noi, evită că faptul că Dumnezeu e un om din fața noastră. Aceste două lucruri le evită. Pentru că dacă ar fi în noi și ar fi în afară, deci dacă este peste tot, nu mai există un Dumnezeu la care să te rogi. Dispare biserica, dispar avocații, politicienii, stăpâni la lume, toată lumea dispare. Deci ar fi suficient ca noi în școala iubirii dacă am putea să facem un efort să strângem citate din Biblie, din fizică, din Dacă matematică, din vreți, o chimie. să încerc eu să vă trimit Atât tot. îmi trebuie. O carte, cum să zic eu, și putem să-l adăugăm la cartea care va fi scrisă despre Biblie sau o fie o carte separată, cu citate că Mi-am Dumnezeu. notat toate versetele din care reieșea Da. Atât ne până interesează. acum. Eu o să-ți trimit și transcriptul când fac transcriptul la Vechiul și Noul Testament și extrag și de acolo citate. Atâta trebuie să știm noi, că Dumnezeu Am peste notat tot doar și... capitolul și versetul, dar bineînțeles că putem să ne uităm din Da, nou în și Biblie trebuie pentru tine. verificat. Că dacă omul înțelege lucrul ăsta, la asta se reduce toată religia. Să înțelegi că Dumnezeu peste tot, că este și binele și rău, și vine în toate formele, toate măștile, este acțiunea noastră, este gândul nostru. Nu ne rămâne decât să lăudăm. Noi nu suntem niciunde. Când ai atinge această înțelegere, asta e toată religia. Restul nu contează. Nu ne interesează. Da. Restul sunt consecințe. Când dacă îl vezi peste tot, se restaurează modul nostru de a trage concluzii. Vom trage concluziile altfel, total altfel. Nu mai poți să mai lupți cu cel din fața ta, că e el. Nu? Se oprește judecata, se oprește ura, nu mai vezi vinovați și rău în lume, nici pe tine nu mai vezi vinovat. Totul este bun așa cum este în fiecare clipă și aia este, de fapt, raiul și fericirea. Este oricum o strategie a egoului fantastică cu autoînvinovățirea. Exact. Și de fiecare dată când a fost vreo situație în care am ieșit din ascultare sau din supunere sau așa, tot timpul a dat în autoînvinovățire, tot timpul. Da. Și acolo trebuie făcut, adică nu, se lucrează pe absolutizări și așa mai departe, dar nu e nimeni vinovat. Că Da. dacă nu ai fi căzut, ai fi știut că ai absolutizarea Păi respectivă și că nu. trebuie Păi lucrată. dacă Păi nu era nu. întuneric, nu știai că există lumina. Exact, Cum să exact. elimini? Cum să elimini întuneric? Eu nu înțeleg. Toată lumea are în gând, gata, să scăpăm, numai binele contează. Păi stai puțin, că întunericul ăla te-a făcut să vezi lumina. Fără întuneric nu Știți există cum ne lumină. Fără definește? bine nu Cred există... că există un video pe internet, dacă îl mai găsesc, cu Einstein când era mic și nu știu ce întreabă profesoara, el oricum se ridică, despre Dumnezeu că nu există. Și atunci el spune că întunericul este definit ca lipsa luminii. Adică și întunericul tot lumină e acum. Da. Deci, E lumină închisă. Da. e tot el. Rău Prin este orice. bine. Război e pace. Pace e război. Plus e Da. minus. Minus e plus.
Așa se unesc opusele, dacă ne ascultă lumea. Dar să știi că este contra. Adică noi, în limbajul nostru, ca să poată să curgă rapid, are nevoie de poziționare. Deci el funcționează numai pe polarizat. Deci noi ar trebui să acordăm un timp, să luăm de fiecare dată când zici un ceva, să iei și inversul acelui ceva. Deci nu mai înaintezi repede. Și nu mai ești atent, ci ești atent numai la unire. Unirea totală a opusului la fiecare pas. Avantajul care este? Că situațiile de viață vor fi iubire. Adică dacă tu nu ai o ură, dacă nu ai o sentință în tine, o acuzație în tine, exteriorul nu poate să vină împotriva ta. Deci ca să iei decizii bune în viață, să fie viața bună, orice spui și orice gândești, trebuie să aibă și inversul. Ca să poată să determine exteriorul să nu te atace. Te va ataca dacă ești polarizat. Dacă ești polarizat, tot ce afirm va veni împotriva ta într-un anumit mod. Orice mod. De obicei vine în modalitățile care nu-ți convin. Așa Deci ar este, fi dar o am soluție experimentat-o, nu e. ca să ne facem viața frumoasă este să acordăm mereu circunstanțe atenuante, adică să luăm inversul la fiecare afirmație noastră. Am experimentat și polarizarea și nepolarizarea. Să nu stăm polarizați, că ne norocim. Da. Și așa e bine, da, și așa e bine. Și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Să fii de acord cu toată lumea, asta este starea divină. Da. Și este simplă. Dar noi, din rațiuni de viteză, funcționăm pe polarizare. Să putem să cuprindem, să putem să spunem multe lucruri. Nu e nevoie să spui că ce te interesează rezultatul a ceea ce spui tu. Te interesează, adică ce formă ia viața. Că nu e indiferent. Deci, dacă eu mă duc în centrul orașului și zic, voi găsi sau nu voi găsi parcare, este egal, atunci nu este indiferent că găsesc sau nu găsesc, este chiar important. Sau dacă mă duc și zic că este indiferent dacă e coadă și nu e coadă, nu este indiferent că mă duc acolo și zic, vai de mine ce coadă este și să găsesc coadă. Da. Nu este indiferent. Deci este important să iei inversul, pentru că determină situațiile de viață, care sunt foarte importante. Deci devii un fel de magician. Adică îți ai luat puterea înapoi și tu îți creezi ce fel de univers vrei tu. Vrei să construiești un univers frumos, îl construiești. Și poți să schimbi și oamenii, poți să schimbi și situațiile de viață. Schimbi totul. Dacă nu sunt aceiași și nu se pot schimba, Dumnezeu îi ia și duce în altă parte. Dar faptul că tu nu mai vezi absolut răi sau absolut de vinovați, asta, că nu există așa ceva, că e Dumnezeu acolo, că nu poate să fie absolut de vinovat, asta te face să fii îngăduitor, înțelegător și acesta este raiul. Dacă nu atingem această îngăduință în viața aceasta, nu trecem de etajul ăla, prima pe stânga lui Ilie. Se poate trece. Nu este o calamitate. Bun, te duci și acolo trăiești într-un univers din ăsta întunecat, cu subsoluri urât de tot. A, e groaznic. Dar altfel nu se poate Face să purificare. te purifici. N-ai ce face. Bun, ne Da. oprim. Da. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu. Când mai poți? Mâine, poi mâine, luni. Poi mâine. Mâine ar fi destul de încărcat, așa ca să Atunci încep. alun, că poi mâine este emisiune. Poi mâine dimineață, dacă vreți, pot. Da, duminică dimineață. Ok, la 10, da? Da, bine. Bine, mai Bine, bine, seara mulțumesc. frumoasă. Seară frumoasă.